Bă, am venit până în vamă. Ce sărac eram! Ce scala la București! Mergem acum, ascultească baby o amendă. Ia bani, ia bani, ia bani, ia bani. Bună, Mariana, la totul mai bine ați revenit la un nou wow, tour vlog. De două zile am venit din turneul celălalt, mâine plecăm în altul. Familia nu mă mai recunoaște ca fiind a lor. Astăzi am niște trebuță, adică mă duc la stomatolog acum. Am de făcut niște lucrări la dințișorii mei minunați. La mine contează foarte mult dantura pentru că îmi place să mănânc. Îți întreții ustensilele. Și mergem până la Identity, la doamna Florea, să mai lucreze la un dințișor. Și după aia mergem la podcast cu Bordiță, unde ne vedem cu Tănase, care pleacă împreună cu Ionuț Rusu în America Express. Și sunt foarte curios ce așteptări au, cum s-au pregătit. Bine, hai că ne vedem. Și am trecut pe 4K. Cum se vede pe 4K? Place 4K? Mai bătaie de cap cu editatul și cu procesatul și așa. Dar domnule, ăsta e viitorul. Încercăm acum să vedem. De-aia am și luat camera asta nouă. 4K, frate, 4K! Ia doamna doctor Florea, sărut mâna. Are niște mâini. De, nu, te rog, arată de excepțional, excepțional. De fapt, sunt 11 degete, de aia sunt atât de mult. Și e oro... oro? Oro, pardon, maxilo, endo. Oro, oro maxilo endo. Și e singurul, cred că e singurul medic pe care știu, care la un termen de genul bagă ăsta aici, să nici dacă te doare, ai zis de sfârșit să. Și tot respectul. A fost așa, pe moment și atunci. Mulțumesc tot respectul înapoi. Bun, hai să ne chinuim ea. Hai. Domnișoara asistentă, sărut mâna. Stai, lasă-o. Acum e bine. E perfect, sărut mâna. Să aveți grijă de mine, că eu sunt foarte sensibil, așa pare un animal de sensibil. Later. Yay! Gata! Freedom! No, fine. Bun. Cum sunt ca pacient? Sunt... Okay. Ca pacient... Dacă aș fi pacienții așa... Așa... Viața ar fi mult mai simplă și frumoasă. Oh. Și glumeață și foane. Mulțumesc, foane! Vine data viitoare, cu următorul. În episodul 2, din Vintele 37, canalul 15. Mergem la podcast acum. Pa! Bă, îmi plac foarte mult medicii, doctorii cu simțul umorului, pentru că tu te duci panicat acolo. Îți face ceva ce tu nu prea înțelegi, dar ți intră în corp, în chestiile din tine și te panichează. Și faptul că are simțul umorului face cu atât mai ușoară toată chestia asta și tot respect. Recomand! De fapt, nu recomand, că după aia o să fie aglomerala aia și mai pot eu să mă duc. Semi-recomand după ce îmi termin o lucrare. Ăla e numărul pe care l-avea taică-miu la mașină pe vremuri. Căi, mă, Cortean Mihai. Ce vreau să vă zic, vă dați seama cât de inspirație au fost părinții mei. Dacă în 1980 au avut-o pe soarmea și au zis Corteana Mihaela. Și 5 ani mai târziu, 5 ani au avut timp să se gândească cum să mă numească pe mine. Și mi-a zis Cortea Ioan Mihai. Bravo ai mei. Apropo, mergem turneul ăsta, mergem Tulcea și Mangalia. După aia, peste alte 3 ziulici, mergem în Oslo, Stockholm și Copenhaga. Deci ăla cred că o să fac tur loc separat. Și mai sunt doar vreo 3 săptămâni până mergem la Morlaca. 1, 2, 3, 4. Mai țineți minte când filmam într-un beci cu răpirea din șerai în spate? Bine v-a regăsit, dragi oameni buni, și de data asta... Iată! Opulență, domnule! N-aveam nici pe Eliza atunci. Eliza vine la pachet cu camerele. Oh! Ce fa, mă, Panana, mă! Ana Mariane!
Cum e domnul Tănase? Hai să trăiești, frate. Hai, nu mă, ești căcapă tine. Uite că mâine vrei să vești! Vrei să miroși? Oh, doamne, e rău, e rău. Ați relaxat acum, n-am... Vreau să mor. Ce zici, pe cât ești? Zic, bă, dacă suntem în primele 7, suntem bine. Mă, nu știu. Avem aspirații înalte. Bă, baftă, bă. Să rămână, doamne ajută, să ne întoarcem în 30. Bă, nu știu, nu ai câștigat acum. Băi, modestie, level. Vezi că ți s-au dus alea de la modestie. Da, frate, nu știu, n-am. Nici nu ne-am chinuit, știi, a fost așa. No, n-am muncit pentru ceva atât de mult în viața mea. Deci a Ați mers ca vodă prin lobodă? Da, nu, e greu, zic, e greu. Da? E mai greu decât la televizor? E mult mai greu decât la televizor, că ei arată doar 5 minute din ce faci tu în 18 ore. Dă și mie 200.000 de euro să rup contractul. Por favor, seniore, sună cariera de televizion. Profa, una pregunta, por favor, morți-mi. One hour later. Gata, podcastul foarte tare, îl găsiți pe colegi de cameră la Baby pe canal. Vă mulțumim, domnul George. Cu drag, băieți. Thank you, thank you. Foarte drăguț. Se poate numi ultima filmare în caz de ceva, da. Nu zice, nu zice. Îl puneți alb negru? Nu zice. Acasă și după aia mâine turneu. Pa! 24 hours later. Ok, m-am tuns între timp, m-am aranjat, sunt frumis, sunt sexy. Și acum mergem în turneu, vin băieți acum să mă ia și pe mine. Și mergem la Tulcea. Ce fac, mă, pătră, nu-mi cap? Rearanjare de șantier. Nu-mi cap, e? Eternity later. Hello, baby. Acum noi avem scaunul nostru, ne cărăm cu scaunul nostru. Dar nu mă bagă lângă. Ia. Nu. N-are, mă, cum. Mă, cum ia. 5 ore mai târziu să moară Jamil la fie. The moment. Ăla-i, mă, bravo. Bravo, băi! Azi plecăm, dracu. Delia, de cine ai părăsit Delia? Zi aici că filmezi zile oamenilor, de cine ai părăsit Delia? Că, da, n-am putut să vin, aia e. Bine, hai, ne sună Cătălin Fly Project, lasă. Tău, ești nebun, 8 stele. Altceva, tată? Holy shit! Chiar că e room, uită view. Man. Știți ce merge aici? Am lăsat la nineni? O dronă. Hai, coborând să mâncăm ceva repede și pe aia show. Mănânci cu sare? Show. Teoretic a început de 5 minute și noi nu suntem. N-am găsit drumul, încă n-am ajuns. Am luat-o prin bălării să ajungem la show. Oh my god. Gata de show? Gata de show? Manda, vreți să ziceți ceva telespectatorilor înainte de show în caz că iese prost? Da. Ce fain obiectivul ăsta nou, bă, ce fain e să faci detalii, bă, ia uite, mamă, arăți mult mai prost cu ăsta. Zici ceva. Hei, salut, sunt Nelu și e ciudat că mă filmează Bordea și vine foarte aproape de mine. Dar zici ceva interesant. Voi știați că lebede... Să spui și mecheri, you know what the fuck I'm saying? Ca și chilafonic pe scenă, motherfuckers, yeah. Shut the fuck up! Shut the fuck up, man! Shut up prin plămânii și energia noastră! Așa că shut the fuck up! Plămânii noștri, nu sunt plămânii voștri! Let's get it out of here! Get the fuck out of here! Get the fuck out of here! Yeah, man, I like sucking dick! Ceva, fă ceva, clip vlog. Ești prea aproape să fac chestii. Fără să mă uit. Ca la fotbal, tackle. Content. Hai, content. Hai.
Avem conținte cantitate. Hai, rupă-i pe genunchi. Aha, 2000. Este fleșcă pe spate. What? Mamă, te-ai dat la spate, frate. Am revenit la domnul Ivan Pescar să mâncăm un storceag. Storceag? Bucătăria până la ora 10, nici m-am uitat cât e ceasul. Dar o să vă servesc, da? Doar din preparate care le avem. Storceag aveți? Storceag? Storceagul? Ăla e. I'm happy. Storceam la pacă. Din nou mă mir de camera asta și de obiectivul ăsta, pentru că aici e beznă. Niște lumini slabe la vreo 20 de metri și... Pa, copii, noapte bună! Sunt Nicu. The next day. Bă, neața. Ajungă. Pătrar echip de dans. Ce că faci? Telefoane, toată lumea pe telefoane. Ce dracu faceți voi? Aveți business? Mă desfac și-o. Good morning, bald ass! Baby, ai de plătit amenzi? Da. Bravo. Mergem acum să plătească baby o amendă, luată aici în Constanța. Și am încercat să plătim o amendă emisă aici, în Constanța. Și dacă o plătești aici, îți dă o chitanță pe care trebuie să o ții 5 ani. 5 ani, așa zici, doamna, nu? 5 ani. Da. 5 ani. Ca să ai dovada plății, pentru că altfel ăștia din București apare nu... Nu le apare că tu ai plătit. Trebuie să o plătești la București cel mai bine. Ea e emisă în Constanța. Da, ea e emisă în Constanța. Dar degeaba o plătești în Constanța. Eu am plecat din București acum. Da. România, bravo mult. Super tare România. Când am avut probleme cu o taxă din Botoșani, eu eram la București. 54 de lei, nu o să uit toată viața. 54 de lei. M-am dus la București și am vrut să plătesc asta. Nu se poate, trebuie să plătesc în Botoșani. Păi nu e aici nava mamă? Ba da, toți banii ajung aici, dar trebuie să plătiți de acolo. Dar vi dau aici direct, vi dau, uite, ia bani. Și a zis, nu, trebuie să mergeți în Botoșani. M-am spus în Botoșani. Și mi-a dat o chitanță și a zis că la București. Bravo! Baby, acum am caută haine de cocktail, cam da. Un eveniment. Baby fashion. Porți la Excel, nu? Da, Excel. Asta zici tu? Baby fashion. Oh shit. Aici a încăput? Acum a încăput. Și ruxași tot. Ce tare. N-aș pa că ne obișnuim cu binele, mă, noi, nu e ok. Pernă. Perne. Vedeți că aveți și mea. Unde e masajul? Dacă
Țelene este întins până la ala, uite, ai tablet. Băi, nu te bă de aici. Dar ce faci? Fac semn, așa numai. Motion sensor de la aia. Îi fac numai semn și să... Doamne ferește, stop. Hai înapoi. Bravo, fata, stop. Stop, mă. Horse later. Bă, am venit până în vamă. Vamă, frate! Vamă! Am venit până în vamă că, uite aici, la Luhma, are domnul Pătră, are restaurant aici. E asociat cu cineva și are restaurant libanez și ne hrănește. Și am venit să vedem. Scuze de freză, am dormit puțin. Da, că am mai fost în vamă. Ce sărac eram, ce sărac eram. Maică mea. Sărac eram, 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 sărac eram. Am furat berea de la restaurant. Dar mi-a zis patronul că e ok să fur berea de la... Și tu ai furat berea? Și eu cum deschid ușa acum? Am un om care are berea lui. Mulțumesc, mulțumesc frumos. Suica! Suica! Mamă, trei băieți într-o cameră. Într-o cameră. Așa începe totul, frate. A fost o zi grea azi, frate. Foarte grea. Foarte grea, uite-o. Epuizat, baby. Menajera mai are puțin. Mai aveți? No, I clean. You clean? Ok. Moment. No, no, I clean. One whore later. Uite, la show, baby. Foarte fain și Tulcea, foarte fain și Mangalia. Foarte drăguț, mi-a plăcut mult și am râs. Bine, mulțumim, dragi mangalinezi și tulceni. Mangalioți, așa, da, am învățat termenul mangalioți. Și ne vedem în următorul, în Norvegia. Nu uitați de toate alea, like, share, sub. Hai, ne facem bagaj și plecăm.